Salutare băieții, bine v-am găsit! Astăzi ne aflăm aici pe Fortnite și nu credeam că o să mai ajung vreodată pe jocul ăsta. După 2 ani și 3 luni ceva de genul, dacă ne uităm la ultimul clip de pe canal, undeva la 2 ani și ceva. Atunci au fost și ultimele momente când am jucat acest joc, după aia l-am deinstalat, n-am vrut să mai aud de el. Pentru că mi s-a cam dus de Battle Royale, mi s-a dus, îmi pare foarte bine chiar îmi pare, pentru că n-am mai avut chef să mă joc. Eram foarte terminat în perioada respectivă, deși a fost acum 2 ani și ceva. Nu a trecut foarte mult timp, dar am fost cam terminat în perioada aia și stăteam și mă jucam foarte mult Fortnite, eram foarte competitiv eu și eram transpirat și voiam să joc eu acolo foarte, foarte mult, dar s-a cam dus vremea, eram foarte curios să văd cum arată Creative 2.0, pentru că auzisem că s-a făcut un creativ de ăsta nou unde poți să faci o hartă cam de la zero, adică poți să faci cam ce vrei tu pe o hartă și eram foarte curios să văd cum merge o hartă de asta. Haideți să încercăm prima dată Battle Boss-ul. Nu știu dacă sunt diferite mașinile alea. E posibil să fie aceeași mașină, doar că... Bă, de ce a luat-o așa deodată? A, se ia după... Gen după ce... A, se ia după cum te uiți, what? Ce chestie. Ok, hai să încercăm pe asta prima. Ideea e că se manevrează super aiurea. Deci o să fie destul de aiurea cu condusul. Nu e absolut deloc cum trebuie. Trebuie să cotim cât mai puțin, dar dacă cotești foarte mult, uitați-vă și voi ce face mașina. Acum îi dăm talpă. Deci îi dăm talpă să vedem până unde ajunge. Are boost sau nu are? Îi dăm așa, frate. Nu știu dacă are boost-ul selectat, dar ajungem la 204, 216, 228 sau... Cred că ne oprim. 250 am atins, bun, deci eu pentru mașina asta este destul de bine. Aici dacă jucăm foarte mult, avem acolo bănuți în dreapta, 200 de bănuți avem. Dacă reușim să strângem acolo foarte, foarte mulți, putem noi la un moment dat să cumpărăm octaneul de pe Rocket League sau tankul acesta. Așa că dacă vreți să facem un episod special, mă rog, ar fi destul de urea să facem un episod doar cu astea două mașini care ar dura 5 minute. Doar dacă vreți să facem acolo un episod, să includem aceste două mașini într-un alt episod, poate tot cu Fortnite, o să vedem noi cum o să facem. Acum hai să mergem noi foarte frumos la tiruri. Vreau să încep cu mașinile astea foarte mari, pe urmă o să mergem la alea mai mici, așa frumos, la alea forță. Acum vreau să încerc tirul acesta. Hai să dăm. Frumos, ușor, ușor. Și, bă, deci, nu cred că am luat-o foarte bine. Da. Ha, direct în void m-am dus. Să luăm așa noi foarte frumos. Ce este alea, mă? Level? Stați așa că n-am văzut ce sunt chestiile respective. Cum ies din mașină? Exit, așa frumos. Nu știu ce sunt astea. Level 1. Not enough gold. Ah, what? Deci mi se pare că upgradează mașinile sau ce se întâmplă? Ok, oricum în episodul ăsta o să vedem ce se întâmplă, pentru că 100% dacă am făcut 200 de lei, să zicem așa, 200 de bănuți cu prima mașină, clar să facem cu celelalte tot cam atâta. Ușor aici trebuie să o luăm ca să ne prindem de rampă cum trebuie. Opa. Bă, ha, bă, pe bune! Încă o dată. Bam. Ok, acum nu ne-am mai luat boost-ul ăla. Oricum nu cred că ne avantajează foarte mult. Mai mult ne încurcă boost-ul respectiv. Vedem că, bă, ce bă face, bă, mașina asta? What? Uite, bă, deci mă aruncă singur. Habar n-am, uite și tu. Mă dă singur în față. Ok, da, mă dă singur. E o setare aici ceva pusă. Hai să o luăm cu spatele. Cea mai rapidă mașină cu spatele. Să vedem care e. Vreți? Bă, ești nebun. Ce e asta mâncați, aș gura? Bove, what? Nu te cred că ajunge mai departe decât cu tirul. Decât cu Battle Bus-ul. Priviți și voi, băieți, priviți și voi. Am ajuns la aproape la 300 am ajuns cu spatele. Pe bune? Hai să mai încercăm încă o dată. Deci hai să mai încercăm încă o dată. Nu înțeleg ce s-a întâmplat atunci de m-a aruncat aiurea. Și acum am aruncat tot aiurea. Hai să vedem. Dă-i talpă. Bă, dar ce mă enervează, bă. Uite și tu, mă, bă, ce e asta? Mă, ce de căcat. Ok, hai să vedem cu fața. Mă rog, acum se vede clar că nu o să ajungem nici măcar la 150. Sau chiar ajungem, cred că la 150, dar cam atâta. Na. Nu, e iurea el făcut. Nu, deci nu e ok făcut. Sunt niște dâmburi din alea prin rampă. Și te oprești deodată, știi, nu e ok făcut, părerea mea. Poate nu merge cu mașinile astea foarte mari.
mai încercăm încă o dată, normal că nu mă las. Vreau să văd cum merge cu adevărat mașina asta cu fața, vreau să încerc. Uite, o ținem așa drept, nu mai cotesc, gata. Uite, s-a dus singură, frate. Bă, ce pana mea, mă, ce se întâmplă aici pe jocul ăsta? Deci, exact la final, atunci când se sărim de pe rampă, s-a frecat mașina. Și mergem și pe diagonal așa, nu mergem drept. Bun, băieți, ultima încercare, dacă chiar face așa, nu mă mai interesează. Deci, next station, gen la radio sau la ce se referă next station? Cel mai probabil, da. Uite, bam, frumos, deci... În moment de față n-ar trebui să-ți mai duce iurea. N-ar trebui deloc. Uite, iar se duce în dreapta. În stânga, pardon, în dreapta. Ok, hai că e mai ok acum. Ne ducem peste. Bă, ești nebun? Ia fii atent că ne ducem la 300 chiar. Deci 300. 400, bă. Deci cât am făcut cu cealaltă? 100 și ceva. 100, nu știu cât. Acum facem cu tirul. 450 facem. 470. Deci da, 480 chiar. Deci 480 am reușit cu tirul să facem. E destul de bine. Acum sunt eu foarte curios să văd cum sunt mașinile astea nitro, așa forță rău de tot. Sunt foarte curios să văd cum merg astea. Așa că tot la fel, o să încercăm să poziționăm cât de ok putem. Și hai să o dăm. Dăm boost-ul. Și ar trebui, dacă o ținem drept, să nu facă foarte multe fente mașina. Uite, e automat ce parcă în stânga așa o leacă, nu înțeleg de ce. Merge bine. Nu prea putem să să dăm botul în sus la mașină, cum ar veni să ducă ca racheta, știi? Bă, nu înțeleg pentru ce-i pus atât de departe finish-ul ăla. Că nu cred că se poate duce chiar atât de mult. Vedem că se duce până în 570 pe acolo. A, văd că s-a buguit, a sărit așa o leacă, la 600 și ceva, 624, bă, vezi că e destul de ok, chiar destul de ok, mă așteptam la mai mult, sincer, chiar mă așteptam la mai mult, având în vedere că mașina atât de mică, rapidă, ar fi trebuit să meargă super forță. Acum hai să vedem taxiul, frate, cât de repede, dacă eu acum comand de pe Fortnite un taxiu, vreau să văd în cât timp ajungem la destinație și cu ce viteză, la fel. O să încercăm așa frumos să poziționăm mașina. Și hai să dăm tată. Boost din prima. Bă, nu știu dacă e ok să dăm boost-ul ăla din prima sau dacă trebuie să dăm exact la momentul când ne detașăm, gen de... Oh, 562, ești nebun? 562 la oră. Până acum n-am fost atent la kilometraj acolo. Dar vedem că și mașina asta la fel, cred că se duce până în 500 și ceva. 500 și ceva cred că se duce. Sau mai puțin? Nu, no, 500 și ceva. Ok. Nu știu cât a fost ăsta, mă? 550? Cred că 550 a fost mașina anterioară. Nu știu cum se numește. Așa că acum hai să încercăm ATV-ul. Bă, ATV-ul nu știu dacă se controlează la fel ca înainte. Gen să poți să mergi așa ca un fel de... Bă, stai mă, stai. Să mergi așa ca un fel de rachetă, știi ce zic? Uite, e cam aiurea, parcă face curbele astea mult prea, le ia mult prea repede. Nu prea putem să controlăm, gen să facem foarte bine. Aterizăm, bă, dar e de căcat. Uite și tu. Bă, nu pot să fac nimic. Am dat și nitro, hai mă, dă-i nitro. Dă-i nitro, frate, hai să vedem unde ajungem. În stilul, uite, vezi, nu mai merge să te uiți așa, gen, știi, să dai mașina în sus. Gen cu botul în sus ca să poți să te duci foarte repede. De ce ați făcut? Bă, acum merge, mă. What? Acum de ce merge? Bă, e super ciudat. Uitați-vă și voi în ce hal merge mașina asta. ATV-ul, pardon. Vedem că am ajuns undeva la 660 cu ATV-ul. Bă, e destul de bine. La fel, mă așteptam la mai mult, dar nu înțeleg de ce a luat așa iurea, mă. Hai să mai încercăm încă o dată, că nu e ok. Trebuie să mai încercăm încă o dată, pentru că sunt foarte curios să văd. Văd că atunci când apăs pe LT, atunci pot să reverse. Deci atunci când apăs pe LT, pot să fac treaba asta. Ok, dacă vreți o parte a doua cu ăsta, să facem perfect, gen, să putem să facem cu mașina asta exact, să le facem forță rău de tot.
apăsați acolo butonul de like, că nu m-am dat seama. Nitro. Da, tot e greu de controlat. Uite, acum nu mai merge deloc. Am o mergi. Deci, uite, uite acum vrea și acum o ia iurea. Iar mergem în sus, iar o ia iurea. Cred că e de la joc, mă, nu cred că fac eu ceva greșit. Nu cred. Fac eu ceva greșit, băieți? Ce ziceți? Uite, acum e mai puțin, 400 și ceva, atunci am atins 600 și abia am reușit să apăsăm pe boost. Nu prea am apăsat pe boost atunci. Da, e posibil să putem și mai mult de atât, doar că nu prea mă pricepe cu controlul ăsta, din păcate. Dar trebuie să mergem mai departe acum. Hai să vedem cu mașina de golf. Asta nu cred că are boost, nu, uite că nu are boost. Asta, dacă stau așa să fac un predict, cred că undeva pe la 200 se duce. Dacă tirul, la cât s-a dus tirul. Uite, m-a dat afară din mașină, ce se întâmplă? Tată, dar hai să mergem gen așa drept în față. Nu mai stăm să ne oprim. Dăm YOLO. Bam. Uite, așa nu cred că se mai oprește, dar e iurea, că nu mai prinză destul de viteză, părerea mea. Dar cine știe. Ok, iar s-a dus cu spatele și acolo ne-a luat un fel de boost, vedem și noi, ne-a luat un fel de boost așa la mașină. Și se duce până la 260, ceva de genul. Sau chiar mai puțin, văd. Da, ne-a dat afară, ok. Nu înțeleg, ne-a dat afară, am picat la 180. Deși acolo apare că am făcut 12 km sau cât a apărut. Hai să încercăm acum mașinuța asta mai mare. Mașineta care are și boost. Mi se pare că contează și boostul ăsta mare așa de la început, nu cred. De la început. Hai să mergem. Frumos, ușor. Bă, dar de ce e atât de mult curba aia, frate? Dau alea când dreapta. Uite, s-a buguit. Dau alea când dreapta și se blochează. Da. Nu cred că contează foarte mult boostul ăsta de la început, gen. Uite, ăsta chiar ne oprește de fapt. Nu mi-am dat seama. Ok. Ia foarte mult curbele. Uite, ia prea mult curbele alea, bă, ce enervant e. E foarte enervant când nu e bine făcut, gen. Nu e ok. Nu prea ok cu mașinile astea, cu modurile astea în Fortnite. Dar ne mulțumim cu ce este. Cred că cea mai mașina cu cea mai mulți, unde am ajuns cel mai mult, e aia cu 600. Gen, am ajuns la 6 de km cel mai mult. Vedem că aproape de impact se face ea singură. Ok. Bă, mi se pare că dacă acum eu mă uit pe video, gen, dacă dau înapoi 672, cred că e cea mai rapidă asta de până acum. Deci eu cred că până acum asta e mașina cu care am ajuns noi cel mai departe. Ok. Cred că toată lumea e curioasă să vadă unde, gen, cât de departe mergem cu asta. Push top. Ok. Așa mergem ca pe skateboard, înțelegeți? Haide. Asta nu cotește așa mult. E posibil să fie o leacă mai ok. Makeba, makeba, makepela. Haide, dă-i, tare. Păi, oprește-o leacă, mă. Hai să vedem. What? Ok, ok, hai că a mers bine, hai că e bine. Vedem că cu ăsta parcă pot să mă mișc așa mai mult în aer. Nu înțeleg de ce cu altceva nu te poți mișca mai mult în aer. Habar n-am. Dar am ajuns la 220 și 250, 60, 70 ajungem? Nu ajungem, ok. Deci 260 cu cartul, cu ăsta, mă, cum se numește. Am uitat, cu căruciorul ăla. Ei bine, acum hai să încercăm taxiurile. Care taxiurile? Probabil o mașină ceva normală ar trebui să ajungă undeva la 400. Zic eu, deci undeva la 400 trebuie să ajungă. Hai să vedem și ăsta. Dar are boost. Înseamnă că nu e chiar o mașină normală. Cred că e ca celelalte. Uite, vezi, o leacă cum ai făcut tu un pic. Dacă te-ai dat la o parte, gen. Dacă ai curb, ai gen. Bun, băieți, hai că se duce destul de mult taxiul ăsta. 600 e maximul până acum. Dar vedem că s-a buguit acolo pe rampă și am zburat maxim, bă. Se duce până la 700. Bă, de la impactul ăsta, dacă ne mai arunc o leacă, se duce. 600, deja am bătut recordul, da, 700. 720 avem până acum recordul maxim. Bă, deci
Oricum, cu celelalte mașini nu cred că am mers eu foarte bine. Nu cred că am mers la fel de bine cum ar fi trebuit. Și de asta n-am atins o viteză maximă. Pentru că, bă, cum putem să mergem la 700 cu taxiul, dar nu putem cu ăla? Înțelegi? Hai cu motoscârța acum. Deci cu motoscârța acum sunt foarte, foarte curios. Vedem că merge și se controlează ceva mai bine. Se controlează de pe analog acum. Nu? Bă, cam așa ceva. Hai că se controlează mai bine, că imediat s-a făcut. Ce e asta, mă? E controlul prea iurea la mașini. Hai să vedem pe asta. Jump. Bă, dacă dăm jump, e posibil să sărim de tot de pe asta, așa că nu o să dau. Fire, aim, ok, așa putem să tragem de pe altceva. Switch seat. Bă, uite până apoi, uite. 300, hai, 400 se duce 100%. Trebuie, bă, a luat-o pe diagonală. Dacă nu l-a pe diagonală, ajunge la 400, 100%, așa că o să considerăm 400, pardon. Și acum, ultima mașină, care zic eu că o să fie cea mai puternică din joc. Deși nu e ca și cum am lăsat asta la final intenționat sau ceva, pur și simplu am lăsat-o pentru că am lăsat-o, așa s-a nimerit. Hai să vedem mașina asta cum este. Vreau să ajung la 800. Deci dacă nu ajunge la 800, e degeaba. E degeaba, băieți. Avem boost, avem tot ce trebuie, ne ducem așa exact cum ne lasă jocul. Nu mă interesează pentru că oricum este bine. Și e posibil să ne luăm o viteză mai mare. Hai să vedem. Momentan cu taxiul parcă eram mult mai sus în cer. Sau bă, cred că cam la fel eram. Acum a început să se lase ușor în jos. 700 cu taxiul. Aici nu atingem, nu aterizăm pe 500. Da, păi să ajungem la 700. Nu există așa ceva. S-a bucuit aiurea. Și mașina asta sincer mi-a lăsat cea mai proastă impresie dintre toate. Mă așteptam să ducă sus rău de tot și să atingem maximul și vedem că astăzi taxiul câștigă, băieți. Poate o să revenim noi cu alt episod, o să șoc eu off camera poate. Dacă apăsați acolo butonul de like să facem cât mai multe, peste 10 like-uri, o să joc eu off camera și o să încercăm și octaneul. Gen, o să mai încercăm încă o dată pe toate, plus tancul și octaneul. Bă, dar stai mă, mi se pare că trebuie să cumpărăm separat. Da, atunci o să vedem noi, poate o să facem mai încolo un episod ceva. Cam asta este episodul.